Dezastru în toată țara românească la bacalaureatul de anul acesta. Dezastru și în județul Mehedinți, unde nici 31% nu a fost rata de promovabilitate la bac. Colegii și licee cu niciun promovat în urma examenului, cum este cazul colegiului Tudor Vladimirescu din comuna Șimia în județul Mehedinți, sau alte licee și colegii cu 1, 2, 3 sau 4 promovați. Efectele dezastruoase din abrambureala sistemului național de educație se răsfrâng exact după o generație, în urmă cu aproape 4 ani, când mehedințeanca Ecaterina Andronescu lua cârma educației în guvernul PSD-PDL din 2009, școlile profesionale și de meserii fiind făcute aproape praf și pulbere, iar elevii care doreau să aibă doar o meserie au fost obligați să intre într-un sistem putred, fără perspective reale, probabil în a alimenta fără probleme așa zisele fabrici de făcut diplome. Societatea este și ea vinovată cot la cot cu politicienii și sistemul educațional putrezit. Eleva porno, elevul porno, proful de videochat, profa sexy, bătăile elevi-profesori, concubinajele eleve-profesori, elevi-profesoare, cluburile, etnobotanica, alcoolul, teribilismul sunt factori ce conduc către o școală românească ce nu a luat nicio măsură de apărare a elevului în calea acestora. Alți elevi s-au bazat pe copiat și nu le-a mers. Ciudat este faptul că de când s-a introdus supravegherea video, inclusiv în județul Mehedinți, alteori fruntași cu multe note de 10, a ieșit la suprafață putregaiul și dezinteresul, atât al familiei și al elevului, cât și al politicului și profesorului. Te așteptai? Nu. Cum au fost probele? Așa greu? A fost puțin. Vă bazați că puteați copia? Nu, nu, nu. Eu nu m-am bazat. Și totuși? Tu ce note ai luat? Așa a fost să fie. Poate. Română 3 și 10. Vin în toamnă și dau bacul din nou. Să spunem că atunci o să fie mai mulți promovați. Cum ți se pare un liceu întreg, unul singur? Mici rezultatele, uitor. Prea mici. Rezultate, note foarte mici, 1, 2, 3. Foarte mici pentru toți. Vă bazați că puteați să copiați? Foarte mulți, da. Și nu s-a putut? Nu s-a putut. Tocmai la noi liceu nu se poate copia. Anul trecut a fost aceeași situație, acum la fel. Asta e. Nu am ce să facem. Venim în cameră și venim la. Avem școli, din păcate, cu o promovare de 0%. Este vorba de grupul școlar Tudor Vladimirescu din Șimian. Avem școli cu, de asemenea, un procent mic și am să vă dau citire din tabel. Este vorba de liceul teoretic Șerban Cioculescu, 4%, are 6 elevi. Liceul teoretic Gheorghe Ionescu și Șești are un elev, 3,70%. Grupul școlar Halânga, 4%, 2 elevi. Dar avem Colegiul Tehnic de Transportul Auto, 0,50% un elev, dar avem și școlile cu tradiție care au o promovabilitate ridicată. Este vorba de Colegiul Național Traian, 96%, Colegiul Național Gheorghe Țisăica, 76%, este vorba de Liceul Teoretic Traian Lăescu, 69,40%, de asemenea aveam Colegiul Odobleja, cu 69,40% și celelalte apoi în ordine descrescătoare. Contestațiile când se pot depune? Contestațiile s-au depus în centrele de examen între orele 8 și 12 astăzi. Urmează ca centrele de evaluare să selecteze lucrările pentru care s-au depus contestațiile și să se transmită apoi prin delegați în centrul regional de evaluare. Nu este în județul nostru, vor pleca lucrările în cursul zilei de astăzi, dacă nu mâine dimineață. De parcă nu ar fi fost destul, noul inspector general școlar al județului Mehedinți, proaspăt uns pe funcție. Se pare că avea o problemă. Din multele ce le regăsim în învățământul județului nostru, faptul că procentul de promovare al bacului în Mehedinți este de 30,94% și nu de 30%, cum anunțau unele posturi de televiziune. În județul Mehedinți, rata de promovabilitate este de 30,94%.
nu 30 cum apare uneori pe unele televiziuni,